Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția 190 din 16.07.2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință din totalul de 35 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți 32, 3 cu prezență online. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere problemele de pe ordinea de zi, avem și invitați. Reprezentanța Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, director executiv, director executiv adjunct din cadrul direcției, din cadrul direcțiilor de specialitate. Mulțumim prezenței mass media. Ca atare, am să dau citire ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2021. 2. Depunerea jurământului de către domnul Vârzu Ilie, consilier județean, al cărui mandat a fost validat prin încheierea numărul 47 din 05 iulie 2021, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția 1 civilă, din dosarul 2077/110/2021, comunicată cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 12.239 din 06.07.2021. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2021 al județului Bacău. 4. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2021. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene, rămânând neoperate din programul de transport public de persoane prin curse regulate în județul Bacău, valabil până la data de 31.12.2021, pe baza anunțului public, precum și a modelului licenței de traseu, a modelului caietului de sarcini, a licenței de traseu, a criteriului de evaluare a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul județului Bacău. 7. Proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de prețiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului teren în suprafață de 449,67 metri pătrați din extravilanul satului Răcăciun, comuna Răcăciun, județul Bacău, situat în situa arheologic de la Răcăciun, punct la ei de zonă zootehnică, cod LVI Bacău 1S B 00743, conform listei monumentelor istorice per 2015. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 172 per 2020, privind exproprierea unor imobile terenuri proprietate privată situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Enescu Bacău, zonă de protecție sistem MILS de categoria a doua pe direcția 16, cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Ordinea de zi a fost aprobată. De asemenea, supun la vot în conformitate cu prevederile articolului 135, alinia 2 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru redresarea Regia Autonomă Aeroportului Internațional George Enescu Bacău și modificarea hotărârii numărul 202/2908/2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiară și financiară rezultați din planul de administrare a Consiliului de Administrație Aeroportului Internațional George Enescu Bacău cu modificările ulterioare. 2. Proiectul de hotărâre privind derogarea de la prevederile articolului 4 și articolului 5 din hotărârea Consiliului Județean numărul 137
per 2018 privind prestarea serviciului de interes economic general de către Aeroportul Internațional George Enescu Baku pentru anul 2020 și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Aeroportului Internațional George Enescu Baku pentru anul 2021, estimări pentru 2022 și 2023. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. La punctul 1 de pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general, țară Elena Cătălina, pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 25.06.2021. Mulțumesc, domnule președinte. Conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 25.05.2021. Supun la vot cine este pentru. Se abține cineva? Voturi împotriva? Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. La punctul 2 de pe ordinea de zi, doamna secretar general, de citire încheierii numărul 47 per 0507 per 2021, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția 1 civilă din dosarul numărul 2077 per 110 per 2021, comunicată cu adresa necesară la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 12239 per 0607 2021. Domnul Bârsuie depune jurământul conform prevederilor articolului 117 aliniatul 1 și articolul 102 aliniatul 2 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Vă rog, doamna secretar general. Tribunalul Bacău, secția 1 civilă, dosarul numărul 2077 pe 110 din 2021, încheierea numărul 47 din 2021, ședința din Camera de Consiliu de la 5 iulie 2021, instanță constituită din președintele Camera Maria Mateiș, grefier Elena Ianuș. Pe rol judecarea cauzei civile, privind pretend secretarul general al Consiliului Județean Bacău, având ca obiect validare mandat consilier, Camera de Consiliu, fără citare părții. La apelul nominal, făcut în ședința din Camera de Consiliu, la strigarea cauzei la ordine, lipsesc părțile. Desfășurarea ședinței de judecată este înregistrată cu mijloace tehnice audio, în conformitate cu dispozițiile articolului 231, alineatul 2 din noul cod de procedură civilă. S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, în conformitate cu prevederea articolului 129, alineatul 2 din hotărârea Consiliului Superior al Magistratului, numărul 1375/2015, care evidențiază părțile, obiectul pricinii, stadiul procesual, modul de îndeplinire a procedurii de citare, respectiv faptul că procedura este îndeplinită fără citarea părților, după care, în ceea ce privește procedura, instanța constată că este completă, fără citare părți, față de dispozițiile articolului 532, alineatul 1 teza 2, coroborat cu articolul 122, alineatul 1 din codul administrativ, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019. În ceea ce privește competența de soluționare a cauzei, instanța reține că, potrivit dispozițiilor articolului 131 cod procedură civilă, Tribunalul Bacău este competent să soluționeze prezenta cauză față de dispozițiile articolului 122 alineatul 1 și articolul 172 din codul administrativ, coroborat cu dispozițiile articolului 532 alineatul 1 din codul de procedură civilă, competența de soluționare fiind stabilită de către Curtea de Apel Bacău prin regulatorul de competență, respectiv prin sentința numărul 6 din 4/2/2021, pronunțată în dosarul civil numărul 72/32/2021 al Curții de Apel Bacău, secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal. S-au verificat actele și lucrările dosarului și, constatând cauza în stare de judecată, reține dosarul cauzei în pronunțare și trece la deliberare asupra fondului, soluția urmând a fi pusă la dispoziția părților astăzi după ședință prin mijlocirea directei instanțe. Astfel, în numele legii dispune, admite cererea privind pe pretens secretarul general al Consiliului Județean Bacău cu sediul în municipiul Bacău, strada Calea Mărășești, numărul 2, județul Bacău,
având ca obiect validare mandat consilier. Validează mandatul de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău, al domnului Vârzu Ilie, domiciliat în municipiul Bacău, strada Energie, numărul 33/33, scara apartamentul 9, județul Bacău, aflat pe lista de supleanță a PNR, filiala Bacău, executorie. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, declarația de apel urmând a fi depusă la tribunalul Bacău. Dispune comunicarea prezentei încheieri și prefectului județului Bacău, dată în Camera de Consiliu și pronunțată azi, 5 iulie 2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea drepte instanță. Domnule Vârstu, vă rog să vineți să depuneți jurământul. Jurământ. Subsemnatul Vârzu Ilie, consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu articolul 172, raportat la articolul 117, aliniatul 1, și articolul 122, aliniatul C, din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu, 22 iulie 2021, consilier județean Ilie Vârzu. Și alături de dumneavoastră voi depune eforturi pentru a face inițiative, proiecte de hotărâre, de a vota tot ce este în interesul locuitorilor județului Bacău. Vreau să vă spun că am venit la muncă, sunt hotărât să muncesc în echipă cu dumneavoastră pentru a face viața mai bună pentru locuitorii județului Bacău. Sunt multe proiecte necesare, cu parte sunt începute, cu parte poate trebuie începute de noi, prin inițiativa noastră. Și am primit un mesaj astăzi, mi-am dat și un strat tricolor, de a face o echipă în interesul județului Bacău, indiferent de culoarea politică, să nu fim discriminați, să avem unitate, pentru că băcăoane își doresc ca Bacău să prospere, să ajungă la un nivel de civilizație și de dezvoltare, față de alte județe care sunt mai dezvoltate decât noi. Îmi doresc foarte mult ca împreună cu dumneavoastră să facem acest lucru care ne cer locuitorii județului Bacău. Și aș mai vrea o propunere. Sunt multe proiecte, o să le dezvoltăm pe parcurs, dar m-am întâlnit cu oameni din învățământ, din educație și ne solicită să inițiem un proiect de premiere a elevilor cu media 10 și cei care sunt calificați și au rezultate la nivel internațional și împreună putem, poate fi o dovadă că împreună putem iniția un asemenea proiect, indiferent de culoare politică, în interesul educației județului Bacău. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc invitațiilor care au ținut să fie prezenți la această depunere de jurământ al meu și mulțumesc băcăoanilor care mi-au dat încredere atâția ani pentru a fi în administrația municipiului Bacău și acum în administrația județului Bacău. Vă mulțumesc! Să felicit eu pe domnul consilier județean Vârzu, bine a venit în echipa noastră. Să știți că noi suntem aici tocmai pentru a servi cetățeanul.
Sunt convins că și până acum a fost așa și de acum înainte va fi la fel. Vă mulțumesc încă o dată și trecem la punctul 3 de ordine de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 pentru 2021 al județului Bacău. Ce vreau să întreb dacă avem avizul Comisiei de Specialitate? Favorabil. Da? Favorabil. Ați avut documentația la mapă, aș trece direct la vot dacă sunteți de acord pentru operativitate. Sunteți de acord? Da. Stimați colegi. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pentru anul 2021. Aici am să fac eu o scurtă prezentare și am să fiu extrem de sintetic. Este necesar să modificăm proiectul de să modificăm bugetul dintr-un singur motiv, pentru că au fost stopate plățile pe PNDR la nivelul județului. Ca atare, mutăm o serie, o parte din banii din cadrul bugetului în așa fel încât nicio lucrare să nu fie întârziată. Așa cum am anunțat și în conferința de presă pe care am ținut-o acum 2 săptămâni, dacă nu înșel, referitor la la lucrările aflate în jurisdicția Consiliului Județean pe PNDL. Noi avem 5 contracte de execuție care nu trebuie să fie stopate din punctul ăsta de vedere, ce o să facem de așa natură, așa cum procedăm și astăzi, să rectificăm bugetul în așa fel încât să se plătească în funcție de stadiul execuției fiecare lucrări și să nu existe întârzieri în executarea contractelor. Am făcut o prezentare succintă, dacă sunt intervenții pe acest proiect. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? 2 abțineri. Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 5 de pe ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire directă a traseelor județene rămase neoperate din programul de transport public de persoane prin curse regulate în județul Bacău, valabil până la data de 31.12.2021 pe bază de anunț public, precum și a modelului licențe de traseu, a modelului caietului de sarcini a licenței de traseu, a criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport. Ați avut la mapă acest document, nu știu, aveți favorabil. Dacă sunt intervenții pe această... Dacă aveți, vă rog să... Da. Domnul președinte, nu voi vota la acest proiect pentru a evita o eventuală stare de conflict de interese. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Eu am să fac o prezentare scurtă. Știți foarte bine că noi suntem într-o perioadă în care elaborăm documentația de atribuire pentru licențele de traseu pentru anii următori. Pentru următorii, să sperăm, următorii 10 ani. Ca atare, în această perioadă, ca să avem toate traseele acoperite, scoatem la licitație, conform legii, aceste trasee. Dacă sunt intervenții pe acest subiect sau pe acest proiect de hotărâre, da, domnul Vremiu, vă rog frumos. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar pe procedură
deoarece domnul vicepreședinte Scripeț, am înțeles că are interese în acest domeniu și din cazuistica care am auzit că zilele trecute chiar a fost un caz, referitor la un consilier care a asistat la dezbaterea unei hotărâri unde avea interese, propun să părăsească și sala de ședințe. Mulțumesc! Se abține de la vot, nu este nimic ilegal. Eu cred că decât să votez din Kenya, mai bine poate să stea să asiste totuși prezență fizică. E mai elegant. Participă la ședință, nu pot să-l dau afară domnul vicepreședinte, pentru că nu i-aș încălca niște drepturi. Asistă la ședință, nu-i dezbatere, ați avut documentul la mapă, nu influențează cu nimic votul. Dar trebuie să recunosc că propunerea noastră este cel puțin... Nu ați credeți să dați. Absolut, n-ar vrea să dați vreo interpretare a acestei intervenții primele, dar există astăzi un caz în care Ani s-a pronunțat într-un caz tot al unui consilier care doar a asistat la ședință și... Cred că... Da, trebuie văzut cazul. Eu v-am spus. Nici o problemă. Să asiste domnul vicepreședinte la ședință. Eu v-am spus cum e corect și cum e legal. Dacă vreau mai bine un plus. Încep să regret cum te-am votat vicepreședinte. Doamna secretar general. Dați-mi mie ca să le depensionăm de tot. În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una din situațiile prevăzute la alineatul 1, ceea ce exact cazul domnului sale, are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului, respectiv a consiliului județean, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se concentrează în mod obligatoriu în procesul de val al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cuvorumul necesar al adoptării hotărârii Consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vis-a-vis de asta, nu uitați că mapa cu tot materialul domnului consilier, dar a fost trimisă de fiecare consilier în parte. Adică nu văd sensul să secretizăm ce în față de domnia sa. Nu, dacă avem o dezbatere... Dacă avem o dezbatere care să modifice și poate să influențeze această documentație, da. Domnul președinte, eu doar am atras atenție. Doar să luați orice decizie. Nu e nicio problemă. Deci nu există niciun fel de obligativitate pe codul administrativ ca domnul consilier să părăsească sala. Asta v-am citit conform codului. Interpretarea anii, mai vedem dacă e definitivă hotărârea și așa mai departe. Vă mulțumesc. Înțelesul acolo era să a participat la dezbatere. Nu înseamnă că a fost prezent. A participat, e alt sens acolo, dar eu știu despre ce da. Bine, mulțumesc. Dacă sunteți de acord, putem trece la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Deci, reprezentanții un SRE plus, da? Votul împotriva? Împotrivă, da? Vă mulțumesc. Și eu nu votez. Poftim? Nu v-am văzut. Nu v-am văzut. Domnul, așa. Deci, să o consemnați și pe doamna... Avem 3 împotrivă, dar cât abține? Două abține, 3 împotrivă. Două abține? Și 3. 3 împotrivă. Două abține, cine? Nu, 3 abține, pentru că nu votează nici doamna consilieră de județean Marcica Poșa. Votează. A spus că nu votează, nu votează. Una este abținerea, alta e votez. A, bine, am înțeles. Aș pleca mâncă. Da. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
La punctul 6 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscului de pe teritoriul județului Bacău. Noi avem în sală și reprezentanții ISU, ați avut la mapă documentația, dacă sunt întrebări, intervenții sau adnotări pe acest proiect, vă rog, dacă nu, aș supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat la mapă. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6.7 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău pentru anul 2021. Ați avut la mapă documentul, este aprobat nativ acea contribuție. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat la mapă. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Nu se vede, doamne, că deci este o abținere? Doamna consilier județean, haideți să vă spun și eu. Și eu pot să stau ascuns după ceva și după aceea să spun că n-am votat. Aici nu este locul. Haideți, mutați-vă mai dreapta să vă vedem. Dacă nu stau și nu respect locul, după aceea nu am respectat locul. Trebuie să intervin la final proiectul la care nu votez sau nu deci dumneavoastră nu votați la niciun proiect sau vă abțineți. Eu am zis să nu votez la acest proiect. Ok. Mulțumesc. Dar chiar, uitați-vă la domnul Coșa. Aveți misiune. La punctul 8 de pe ordinea de zi, deci să notați că nu s-a votat de doamna consilieră, că s-a votat și fac așa. Mulțumesc. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de pensiune de către județul Bacău, pentru cumpărarea imobilului teren în suprafață de 441,67 metri pătrați din extravilanul satului Rătăciun, comuna Rătăciun, județul Bacău, situat în situ arheologic de la Rătăciun, punctul la E de zona zootehnică, Odrenii, Bacău, 1, București, 00743, conform listei monumentelor istorice pentru 2015. Supun la vot proiectul de hotărâre, dacă nu sunt intervenții pe acest subiect. Cine este pentru? Se abține cineva? Vă rog să vă uitați. Ați votat, doamna consilier județean? Da. Mulțumesc. Aș prefera să practicați regula asta, să mă întrebați la fiecare. O să vă întreb, o să știți chiar cu atenție. O să vă urmăresc cu atenție și cu îngrijorare. Deci, vă rog, cine este pentru? Tot îl discutăm. S-a adoptat în unanimitate. Voturi împotrivă. Așa. Deci vreau să puteți să votați. Da, am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Abține. De aici l-am întrebat. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 172 pe 2020, privind exproprierea unor imobile terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul de utilitate publică, creșterea gradului de siguranță și securitate la aeroportul internațional George Ionescu Bacău, zona de protecție, sistemul IS de categoria 2, cu direcția 16, cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt intervenții la acest proiect, dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Votul împotrivă? Se abține cineva? Trei voturi. Abținere.
Împotrivă. Da, abținere. La PMP. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10, în ordinea de zi, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru redresarea aeroportului internațional George Enescu Bacău și modificarea hotărârii numărul 202 per 29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor de performanță și financiar și nefinanciar rezultați din planul de administrare a Consiliului de Administrare a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de hotărâre, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Două abțineri, USR Plus. Votul împotriva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în formă prezentată. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind derogarea de la prevederile articolului 4 și articolului 5 din hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 137 pe 2018 privind prestarea serviciului de interes economic general de la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău pentru anul 2020. Dacă aviz? Favorabil. Supun, dacă nu sunt intervenții la acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? USR. Votul împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare. La punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli Aeroportului Internațional George Enescu Bacău pentru anul 2021 și estimări pentru 2022 și 2023. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Două abțineri de la USR. Voturi împotriva? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Eu vă mulțumesc. În încheiere aș vrea să fac un mic anunț. Care este corelat cu faptul că am modificat, că am rectificat bugetul tocmai pentru a asigura plăți din bugetul Consiliului Local pentru plata PNRD-urilor. În câteva zile o să scoatem un anunț public prin care se sistează, se închide sesiunea de asocieri, mă refer pe ceea ce înseamnă sport și alte categorii, tocmai din cauza faptului că a trebuit să rectificăm anumite sume de bani și să ducem bani pe ceea ce avem angajamente legale. Acea sesiune se va redeschide în urma rectificării bugetare, dacă vom avea de unde ulterior rectificări bugetare care va veni de la guvern. Și vom vedea dacă se va debloca sau nu plățile pe PNRD. Dacă nu mai sunt alte intervenții de ședință, eu vă doresc un, să zic, concediu plăcut, cine pleacă concediu, cine s-a întors din concediu, bine ați venit. Vă mulțumesc și vă doresc un weekend liniștit după ziua de mâine. Vă mulțumesc!